Bun găsit, tovară și prieteni! Vreau să vă delectez acum cu un film scurt despre un neam antic care mie îmi place foarte mult. De curând am aflat de el, studiind operele scriitorului grec antic Diodor din Sicilia, care a trăit în secolul 1 înainte de Hristos. Anume, un popor care iubea extraordinar de mult femeile. Gândiți-vă că în perioada aceea, în Grecia lui Diodor, femeia nici nu era considerată om pe deplin. Femeile nu aveau dreptul la educație. Rarisim găseai o femeie educată. Iar la romani, capul familiei era întotdeauna tatăl și tatăl putea chiar să-și vândă în sclavie membrii familiei, copii sau nevasta. Deci iată o situație oarecum atipică pentru lumea antică și care se explică prin faptul că locuitorii despre care vorbeam, poporul despre care vorbeam, păstrase mai multe rămășițe ale comunei primitive. Popoarele care sunt în comuna primitivă sunt mai influențate de matriarhat. Și chiar dacă patriarhatul începe să prindă așa niște rădăcini, totuși influențele matriarhatului rămân. La cine mă refer? La poporul antic din insule Baleare, care sunt acum acele destinații favorite pentru vacanță, Ibița, Minorca, Maiorca, etc. Nu știm prea multe despre originea etnică a celor locuitori. Se presupune însă că erau înrudiți cu Iberii, vechi locuitori ai peninsulei iberice. Diodor spune că populația insulelor depășea 30.000 de locuitori pe vremea aceea. Și în ce consta marea lor iubire de femei? Diodor spune foarte clar că niciun popor al lumii nu mai iubi, a lumii cunoscută de el, firește, nu mai iubește femeile atât de mult ca locuitori din Baleare. Dacă un pirat le răpea o femeie, ei dădeau 3 sau patru bărbați ca răscumpărare. Dacă vă vine să credeți, dădeau 3 sau patru bărbați ca răscumpărare. Dacă pirații le răpeau o femeie. Locuitorii duceau o viață foarte simplă și refuzau cu îndârjire aurul și argintul. Spuneau că n-au nevoie de aur și argint și asta pentru că nu vreau să atragă atenția năvălitorilor lacomi. Erau mari experți în lupta cu praștia și numele Baleare de acolo vine din. Un cuvânt latin care înseamnă aruncător, care a zvârle, care aruncă. Uh, ei începeau să exerseze de mici uh, aruncatul praștiei și, de, și sub supravegherea atentă a mamelor lor. Deci femeile aveau un rol important și în educația războinică a copiilor. Copilul trebuia să nimerească cu praștia o pâine situată pe un par, în vârful unui par și dacă până nu nimereau pâinea nu primeau de mâncare. La maturitate, fiecare războinic balearic purta trei praști la el, una în jurul gâtului, una la șold și una în mână. Și aruncau uh, pietrele cu atâta forță încât puteau să spargă căștile de, oțel, de, de fier de oțel ale adversarilor, puteau să rupă scuturile, puteau să doboare luptătorii uh, de pe meterezele zidurilor. Erau uh, luptători de temut. Și pentru asta au fost încorporați în armata cartagineză pe vremea când Cartagina era o mare putere și se lupta cu romanii. Uh, uh, luptătorii cheltuiau nu neavând aur și argint, cheltuiau toată solda pe care o primeau de la uh, dușman, uh, de la cel care angaja, pe vin și pe femei și pe cumpărat de femei, era atât de amator de femei, încât toți banii dădeau pentru a aduce femei în patria lor, și astfel nu mai aduceau nimic din din decât numai ce să era acasă, numai ce cumpărase era aducea acasă. Bani deloc. Iată un popor sănătos, un popor sănătos. Puține popoare despre care scriu creitorii, scritorii clasici greco-romani care vin dintr-o lume a patriarhismului cumplit, cumplit, patriarhism cumplit. Puține popoare erau atât de înaintate în virtuțiile egalității de gen, căci nu poate exista egalitate de gen fără dragoste multă față de femei și nici dragoste multă față de femei fără egalitate de gen. Asta -o știți de la mine. Um, un popor care la asemenea între în o viață simplă fără bogății erau fenii descriși de Tacitus. În cartea asta despre germani, fenii se consideră că erau strămoșii laponilor de azi. Uh, un alt obicei pe care îl aveau uh, uh, acești locuitori ai Balearelor, uh, și care este interesant pentru că ilustrează realitatea indiscutabilă a existenței căsătoriei pe grupe, înainte să apară familia, cum știm noi, a existat căsătoria pe grupe, și Friedrich Engels vorbește despre asta în cartea sa Originea Familiei, în nemuritoarea sa carte Originea Familiei a Proprietății Private și a Statului, era faptul următor. Când se căsătorea un bărbat din neamul balearilor, rudele și prietenii săi se culcau cu mireasa și abia la urmă venea rândul mirelui. Friedrich Engels, de amintește, amintește asta în biblioteca sa istorică, Friedrich Engels amintește și el în originea familiei a proprietății private, private și a statului și amintește de, de asemenea faptul că acest obicei se mai păstra în Etiopia, la o populație din Etiopia în vremea sa, în secolul XIX. Cam asta este, mi-ar fi, să, mi fi plăcut să trăiesc în Baleare pe vremea aceea. Forța femeile, forța femeile, forța, forța femeile, forța egalitatea de gen. Moartea patriarhismului.